păi vreți o povestioară? Vreau să vă întreb ceva. Așa. Așa, mă, frumoaselor. Vouă vă plac cadourile? Îți plac? Cam ce cadou ți-ar plăcea ție să primești? Că îi șoptez, nu? Cine trebuie? O mașină? Dar problema este că nu ai carnet de mașină. Ca să mergi tot așa pe roți, pe ce ai putea merge? Tot pe roți și să nu fie mașină. Crezi că am putea rezolva altfel, fără mașină? Acum, urgent, că urgent nu se poate mașină. O bicicletă? Rezolvăm cu o bicicletă? Fii atent că ce se decide aici, se decide și acasă. Știți, cu legăturile și cu... Așa, ia, tu, cam ce ți-ai dori? Ce vrea să zicem așa? Ce cadou ți-ar plăcea ție să primești? Ce? O coroană? Mă, ce fain! O coroană. Și coroana să fie pusă la tine sau la o păpușă? La tine să fie. Ce fain! Vedeți, în inconștientul ei zice, de ce să fie altcineva mai frumoasă decât mine, păpușa? Știți că de la un timp de vreme se fac nunți cu testea care vin, fete, așa, domnișoare de onoare. Și ea, știi ce îmi spune acum? Nu, eu vreau să fiu cea mai frumoasă. Fain, felicitări. Tu trebuie să fii cea mai frumoasă. E bine. Când o să fii mireasă, tu să fii... Matias. Tu cam ce cadou ți-ar plăcea, Matias? Ia spune. Jucării. Bun. A priceput? Da, tu ce ai vrea? Un avion cu motor. Un avion cu motor. Bun, bun. Să fie așa, ca un fel de dronă de aia, așa, să ducă, știi? Da. Cam așa ai vrea, nu? Da. Tata e în sală, auzi, nu? Bun, perfect. Așa, tu cam ce ți-ai dori? Un păpușă. O păpușă? Cum te cheamă? Sofie. Sofie, da, mi-aduc aminte cum te dădeai tu în, cum se numește aia? Trambolină. Trambolină. Așa, și cum să fie păpușa? Să stea sau să meargă singură? Să stea. Să stea. Nu-ți place să meargă singură, să dea și ea în trambolină? Nu. Nu. Păi, stai puțin. E cumva cineva pe acasă, pe la tine, care spune să fii atentă să nu te dai în trambolină prea rău? Da. A, deci asta dorești tu la păpușă, ea să stea. Aha, e interesant. E, păpușelilor, puteți să vorbiți în engleză. Sau cum vreți voi. Cam ce v-ați dori voi cadou? Mă înțelegeți? Nu înțelegeți. Gift. Ok, ai un problem. Am ales două cadouri. Bicicletă și păpușe. O fetiță și un băiețel, aveau frați, frate și soră, tata și mama le face cadou o păpușe la fată și o bicicletă la băiat. Și le spune, fii atent, ți-am făcut păpușa asta cadou, și trebuie să ai grijă de ea. Fii atent, Sofie, păpușa trebuie să mănânce. Nu o să o ține mâncată. Așa. Deci trebuie să aibă și farfuriuțe și așa. Atenție, când mănâncă păpușa, poate se pătează. Trebuie să-i speli rochița. Mai vrei păpușa? Bun, e ok, e bine. Păpușa. Așa. Sofie și cum ai spus? René, bicicleta, cum să fie, cu câte viteze, cum ganguri sau cum zici tu? Multe viteze? Câte? 4? E bine. 4 viteze. Fii atent. Bicicleta, și vine tata și îți dă bicicleta și spune, fii atent, René, n-ai voie să te duci pe strada principală pe unde circulă mașini multe, pe freeway,
pe autostradă. N-ai voie să te duci pe acolo pe autostradă. Trebuie să te plimbi cu bicicleta decât acolo în cartierul tău, pe străzile de acolo din cartier. Ești de acord? Bun, bine. Tata și mama, fiți atenți, îi lasă pe copii. Pe copii cum îl cheamă? Ia spune și mie un nume de băiat. Spune-mi tu, Sofie, un nume de băiat. Un nume de băiat. John. Un nume de băiat. René. Bun. Și un nume de fată? Sofie. Asta e, ce să mai... De fapt, povestea noastră aici. Și René și Sofie rămân acasă și Sofie se joacă cu păpușa. Din când în când Sofie se duce la trambulină și se joacă la trambulină și păpușa, și la păpușa îi spune tu n-ai voie să te dai în trambulină. Dar păpușa spune, dar tatăl tău ce ți-a spus? Nu ți-a spus și ție să nu te dai în trambulină? Da, așa a fost. Și negociază cu păpușa cu joaca. René se plimbă cu bicicleta, cu patru viteze, bagă viteza 1, 2, 3, 4, fain, nu? Așa, Matias, patru viteze. Când pe lângă strada lui trece colegul tău de școală, cum îl cheamă pe colegul tău de școală? De grădiniță. Cum îl cheamă? Pe prietenul tău, cel mai bun. Cum îl cheamă? 1. Seth. Așa. Seth. Trece Seth pe stradă și spune, René, și eu am bicicletă și eu bag viteză mare. Tu nu mă întrești pe mine. Și Seth al tău, prietenul tău, avea o bicicletă mai veche ca a ta. Și René îi spune, să vezi că eu te întrec pe tine. Și se ia la întrecere necusef, se ia la întrecere și merg și ajung pe, stradă și se întrec. Știți ce trebuie să faci când se pune stopul și se pune semaforul roșu? Trebuie să oprești. Dar René, ca să-l întreacă pe Sef, ce se întâmplă? Trece pe stradă, pe roșu. Trece pe roșu și vine o mașină și se întâmplă ceva acolo, nu știu, se întâmplă ceva. Și lovește bicicleta, așa, și Sef se duce acasă, părinții ajung acasă și o găsește decât pe Sofie. Și o întreabă, Sofie, unde e René? A plecat cu Sef să plimbe cu bicicleta. Îi dă telefonul Sef și zice, Sef, unde este René? René la spital. Aoleu, se duce, fii atent, René. René era la spital cu piciorul în gips, cu piciorul în gips. Când intră tata și mama la camera spitalului, ce îi spune lui René? Ce îi spune? Ce îi spune? Ah, ce tare ești! De fapt, repet ce s-a mai întâmplat. René n-ai ascultat. Crezi că l-a bătut pe René? Bine a făcut. Așa. Și în sfârșit, René, fii atent, stă acolo 20 de zile cu piciorul în gips. Mama și tata veneau tot timpul cu prăjituri, cu mâncare la el, îl mângâiau, las că pleci de acolo. Vin cele 20, se trec cele 20 de zile, se repară piciorul lui Matias, vino încoace, că mai avem de spus, un pic, așa. Se repară piciorul lui René și îl ia acasă pe René. Când ajunge acasă, ce credeți că vede René în casă? Vă rog frumos, ce credeți că vede René în casă? Ia zi, Sofie. O bicicletă nouă. Așa vi se întâmplă. Și lângă bicicleta nouă, ce credeți că mai vede? Bicicleta care a fost stricată de mașină. Și când vede René bicicleta nouă, ce crezi că îi spune tatălui sau mamei? Ce îi spune mamei?
Și lui tata, ce îi spune când vede bicicleta nouă? Ha? Thank you. Or... Ce îi spune? Matias, tu ce îi spune? N-ai grijă. Ai grijă! Ai grijă să nu mai ieși pe stradă! Mă, e tare, mă, Matias! Așa, ai grijă să nu mai ieși pe stradă! Mă, copii, ați văzut ce s-a întâmplat dacă n-a ascultat de părinți? Sunteți de acord să ascultăm de părinți? Suntem de acord să ascultăm de părinți? Cine e de acord să asculte de părinți, să ridice mâna! Bine, mă, copii. Mă, Matias, mă. Gata, s-a sfârșit. Copila și toți pot fi pom cerodesc, gândurile noastre